Echipa feminină de handbal SCM Craiova s-a impus aseară pe teren propriu cu scorul de 29-24 în întâlnirea cu formația Neptun Constanța din cadrul etapei a 12-a Ligii Naționale. Aceasta a fost a 11-a victorie consecutivă pentru elevele lui Aurelian Roșca și Gheorghe Zbora, care se mențin pe locul 2 în clasament. La acest ultim joc din 2014 al handbalistelor în polivalentă au asistat aproximativ 3.000 de spectatori. După acest succes, SCM Craiova ocupă locul al doilea în clasament, la egalitate de puncte cu lidera Baia Mare. Antrenorul Aurelian Roșca spune că echipa noastră a avut jocul sub control pe toată durata lui. A fost un joc așa cum ne așteptam, disputat, dar în orice caz controlat de echipa noastră pe tot parcursul meciului și ne bucurăm că am putut să câștigăm și practic să facem alte 3 puncte importante pentru obiectivul pe care ni l-am propus. Și indiferent de jocul de la Brașov, echipa noastră termină turul pe locul al doilea. Aneta Pârvuț, venită în vară de la Baia Mare, a rămas surprins plăcută de ceea ce a găsit aici. Sincer, nu mă așteptam să fim pe locul 2, dar am găsit aici o echipă unită care e profesionistă și își dorește să câștige meci de meci și asta se vede. Am văzut o veste că Baia Mare nu te ia în iarnă, o veste bună pentru că... Da, este bună și pentru craioveni și pentru mine. Eu joc aici destul de mult și cresc de la meci la meci și ajut echipa. Printre spectatori s-au numărat și surorile jucătoarei norvegiene Anne Eidem, care a fost omul meciului cu 9 goluri marcate. Sister, come to see you here. Yeah. Da, au venit surorile mele aici. M-am simțit foarte bine pe teren, știind că ele sunt acolo în tribună. Mă voi întoarce în țară la sfârșitul lunii noiembrie și voi sta alături de ele mai mult timp. Anne Eidem este una dintre jucătoarele care nu se ferește deloc de contactele mai dure cu adversarele, de aceea este plină de vânătăi. Yeah. Da, am câteva vânătăi, dar asta nu este o problemă. Cel mai important este să dăm totul pe teren pentru a câștiga punctele. Totul este în regulă, nu e nimic grav. În ultima partidă din acest an, programată pe 19 noiembrie, SCM Craiova va juca în deplasare cu Corona Brașov.